Alesia Nicolae este elevă în clasa a 10-a la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova. A obținut premiul 1 individual și premiul 2 la proba de proiect la Olimpiada Națională de Limba Germană, limbă pe care o îndrăgește și pe care o studiază din pasiune. Spune că această olimpiadă este diferită de altele prin aceea că se bazează mult pe creativitate. În spatele acestei performanțe sunt o mulțime de ore de lucru, alături de doamna profesoară Camelia Cristea, sprijin din partea familiei, este și stres, dar până la urmă rezultatul este important, dar și experiența în sine este cea care contează. Creativitatea a fost importantă atât la prima probă cât și la cea de a doua, însă și aspectele mai tehnice, precum corectitudinea și gramatica, sunt destul de importante. Am învățat să lucrez mai bine în echipă, cu oameni diferiți, din diferite județe, cu personalități diferite și să ne înțelegem și să ajungem la un punct comun. Rezultate frumoase la Olimpiada au obținut și alți elevi ai Colegiului Elena Cuza. Le-a plăcut lucrul în echipă, dar și faptul că au cunoscut alți elevi cu care au legat prietenii. A fost pentru ei o experiență de neuitat. A fost o Olimpiadă de neuitat, o experiență foarte frumoasă. Am cunoscut multe persoane din diferite județe și am cunoscut diferite moduri de a lucra. A fost o experiență foarte frumoasă, pot să spun. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut atât orașul, cât și colectivul, fiindcă a fost un alt tip de colegi și de copii de vârsta mea pe care i-am putut întâlni acolo. A fost o experiență foarte interesantă. A fost pentru prima dată când am participat la Olimpiada Națională și mi s-a părut foarte interesant că am putut discuta și să lucrez împreună cu colegi toată țara care aveau aceleași pasiuni ca mine și mi-am făcut mulți prieteni noi. Mi s-a părut foarte interesant conceptul acestei olimpiade, pentru că este diferită de orice altă olimpiadă, pentru că se pune accent și pe munca în echipă. Profesorii îndrumători sunt mândri de rezultatele elevilor și spun că în spatele lor este multă muncă individuală. Este nevoie de foarte mult talent, de foarte multă muncă și implicare din partea lor. Eu am crezut întotdeauna că în fiecare copil există un diamant neșlefuit. Și că talentul unui profesor sau, cum să zic, misiunea unui profesor, mai bine, este de a găsi acel diamant și de a-l aduce la lumină și de a-i da strălucirea pe care o are de la natură. Câte ore de muncă stau în spatele unui rezultat frumos? Extrem de multe. Noi n-am întrerupt pregătirea nici măcar în vacanța de dinaintea Paștelui. Eu, înainte de Paște, corectam compuneri, eseuri, ultimele sfaturi, ultimele informații, ultimele... Este greu, a fost multă muncă, dar eu cred că a meritat, având în vedere că ei au reușit niște rezultate foarte bune, extraordinare, pot să zic. A fost o experiență de neuitat, atât pentru mine, cât și pentru ei. Eu am însoțit tot lotul din Dolj și am fost alături de ei și am văzut fiecare emoție, fiecare lacrimă și momentul, după cum vorbea și doamna Cristea, momentul în care au venit rezultatele a fost unul demn de, cum să vă spun, ca într-o poveste și efectiv savuram fiecare moment și când fiecare dintre elevii pe care i-am avut își auzeau numele, era acolo o mare de fericire, de bucurie, de emoție. La etapa națională, elevii au susținut două probe, cea individuală, care a constat în elaborarea unui eseu, și cea de proiect, în cadrul căreia s-a realizat o scenetă în limba germană, pornind de la un motto dat.